Bun găsit tuturor! Dacă primele zile ale acestei săptămâni au adus soare și temperaturi ceva mai mari, în Oltenia de mâine meteorologii anunță precipitații, vânt și temperaturi care se vor încadra în media normală pentru această perioadă. După generic, vă spun și ce temperaturi vor fi în această noapte în zona noastră. Așadar, noaptea ce vine aduce la Târgu Jiu 4 grade Celsius. Joi, cerul va rămâne acoperit, va ploua pe toată durata zilei, iar maxima nu va depăși 10 grade. Locuitorii orașului Turceni vor avea parte în această noapte de o minimă de 4 grade. Ziua de joi vine și în această zonă cu precipitații și o maximă ce nu va trece de 9 grade Celsius. La Rovinari, noaptea aduce o minimă de 4 grade și aici ziua de joi va fi mohorâtă cu ploaie și o maximă ce nu va trece de 10 grade. La Motru, în această noapte, temperatura scade până la 4 grade Celsius. Accesoriul de bază mâine rămâne umbrela, deoarece precipitațiile vor fi prezente pe întreaga durata zilei, iar maxima nu va trece de 10 grade Celsius. Locuitorii orașului Bumbești, Jiu, vor avea în această noapte o minimă de 3 grade. Mâine și aici va ploua toată ziua, iar maxima nu va trece de 9 grade Celsius. Și la munte, vremea se va schimba de mâine. Va ploua, iar vântul va sufla destul de tare. Așadar, în această noapte la Rânca, minima ajunge până la 3 grade. Mâine cerul rămâne acoperit, iar maxima nu trece de 8 grade cu plus. Și în celelalte orașe mari din Oltenia revin precipitațiile de mâine. La Râmnicu-Vâlcea, noaptea ce vine aduce 6 grade. Pe parcursul zilei de mâine, cerul va rămâne acoperit, va ploua, iar maxima nu va trece de 11 grade Celsius. La Craiova, în această noapte, minima va fi de 6 grade. Mâine și aici cerul rămâne acoperit, precipitațiile vor fi prezente pe durata întregii zile, iar maxima nu va fi mai mare de 8 grade. Și în județul Mehedinți, următoarele două zile vin cu ploi. Mai exact la Severin, în această noapte, temperatura va scădea până la 4 grade. Ziua de joi vine și aici cu o maximă de 10 grade Celsius și ploaie pe durata întregii zile. Acestea au fost informațiile despre vreme. Eu sunt Ana Maria Ian, rămâneți alături de TV Sud. Valeria Cherciu vă aduce chiar acum știrile din sport.